Salutare, prieteni, bine v-am regăsit aici cu domnul Silvio. Salut! Uitați-l fără camera din dotare. Fără obiectul muncii. Vă salutăm de aici, din apropierea orașului Râmnicu Vâlcea și mai exact din localitatea Dângești. Iar astăzi, într-o zi de toamnă, la jumătatea lunii octombrie 2024, vom urca pe munții Cozia. Așa că vom avea parte de o tură spectaculoasă. Deja mă bucur să văd că peisajul de toamnă și-a făcut apariția. Deci e exact ce trebuie. La începutul turei am mers puțin pe asfalt, să zic așa, 1-2 km. Iar de acolo tot mergem pe astfel de drum, drum forestier foarte bun, unde mai pui cheși și uscat. Și merge șnur, oricare destul de lină pentru e-bike. Parcurgem aproape 14 km și aproape 1000 de metri diferență de nivel urcare. Uitați în față releele de pe muntele Cozia. Tot așa drum bun, n-am avut ce filma practic. Se tot repetă peisajul, dar pe partea de coborâre o să devină mai interesant, pentru că intrăm într-o zonă mai sărbatică. Iată că într-un final, după 15 km și 1073 de metri diferență de nivel pe oricare, ajungem la cabana de pe muntele Cozia. O grămadă de oameni pe aici, cu mașini, biciclete, pe jos. Și cum s-a părut, Jean, urcarea? Lejeră, nu? Pentru e-bike. Pentru că a fost drumul foarte bun. Aveți doar ciorbă deocamdată? Da. Adică la ce vă durează 15 minute că facem, nu avem o făcut. Ciorbă dacă aveți de făcut. Ai tu cheșul la îndemână și îți dau după aia? Da. De la cabana mai mergem puțin în față pentru a ajunge la vârful Ciuca Mică, pentru a admira peisajul pentru care de fapt am venit. Priviți și voi așa ceva. Și exact în stânga noastră antenele, care se văd în zare atunci când mergi jos pe drumul național. Ce interesant faptul că, cu toate că suntem la altitudinea de 1600 de metri, suntem deasupra norilor. Și iată că ajungem fix lângă antene. Deci, normal că nu putem trece, totul este împrejmuit. Iar de aici, pentru că suntem aproape în vârful muntelui, îi vom da de dreptul pe downhill. Șeful MTB-ului aici va conduce. De aici, de la Ciuha Mică, aproape 1600 de metri diferență de nivel, îi vom da pe coborâre. Vom avea de parcurs în jur de 17 km și o să coborâm în jur de 1000 de metri.
Deja v-am spus că nu ne vom întoarce pe aceeași rută. E o porțiune de vreo 2 km acum la întoarcere. Dar apoi ne vom abate de la drumul ăsta principal, drumul bun. Și atât că ajungem imediat din nou la cabana Cozia. Din nou găsim, la fel ca prima dată, foarte multă lume. Iar în față, de fapt, este cel mai mare vârf de pe vârful Cozia, Ciuha Mare. Noi nu vom merge pe acolo și vom continua tot înainte pe drumul pe unde am și urcat. La întoarcere întâlnim această troiță în partea stângă și ne vom abate pentru a închide bucla pe aici, pe drumul ăsta, care e aparent sălbatic. Dar hai să vedem care e treaba cu el. Are totuși destul de umblat, cel puțin aici la început. O să fie în mare parte mai mult coborâre. Ce potecă, bă! De MTB adevărat. MTB adevărat e puțin zis. Vă întâlnim și teren mai mlăștinos. Astăzi potești de alea făcute de oi. Hai că ne întoarcem un pic. Drumurile astea se înfundă. Bine, așa pare că ar fi drum, dar s-au sălbăticit, a crescut deja vegetație și chiar nu ai cum să treci. Uite-o, bă! Ne-am întors doar un pic și am revenit din nou pe un drum care sper să nu se înfunde și ăsta. Bă, ba mlaștini, ba coborâri abrupte, dar cel puțin bucățile de genul s-a făcut ok, unde se poate merge totuși. Singura chestie nasoală la drumurile astea sărbatice e dacă se fundă, trebuie să te întorci foarte mult să urci. Asta e singura chestie nasoală. Dar totuși, bă, că e cât de cât umblată, că altfel cred că se sărbaticea de tot. Tocmai ce am văzut că nu prea mai am nici plăcuțele de frână pe spate. Cred că dacă mă ține tura asta e bine. Așa că o să pun frâna mai mult pe față. Mă enervează pietrele astea. Pietre, crengi. E chiar nasoală treaba. Pe lângă asta este și foarte abrupt. Așa că dar dacă vă simți bazat, să luați pe aici. Dacă nu, veți merge încet, la fel cum merge și noi. Să-i dăm bătaie din nou. Aici, nici nu știu pe unde să iau. Bă, nu știu, că nu mai am harta pusă. Dar bă, nu ies că pe aici. Bă, dar chiar și pe coborâre urcăm. E un fel de zice, pentru că așa zice profilul elevației de pe Garmin. Zice că e mai mult coborâre, dar de fapt mai sunt și urcări. Aici găsăm și un marcaj pătrat verde. Nu mai știu exact ce este. Este o limită de ceva. Dar voi pune pe ecran exact ce este. Iar aici ajungem la un drum de exploatare forestieră, care mai aștept să fie mai umblat decât cel pe unde am coborât noi până aici. Observăm și dezastru provocat de utilaje, noroaie. Noroaie care ne strică flow-ul. Mamă, dar ce noroaie! Și nici nu cred că a plouat de curând pe aici. Dar fiind zona umbroasă, utilaje, n-ai ce să-i faci. Deja am început să pierd crampoanele. A fost înghițite de noroi. În sfârșit, de aici văd drum foarte bun. Exact ce trebuie. Altceva. Vedeți cum ajungem într-o zonă unde ajung razele soarelui? E mult mai bine. Totul e uscat, chiar praf. Aici se termină
limita de care v-am spus, pătratul verde. Iar în față văd o căsuță, o căbănuță, o stână ce-o fi. Nu văd nicio activitate în jurul ei. Deci cel mai probabil e o stână. Iar toți șobanii acum au coborât, nu mai sunt pe munte, pentru că iarna bate la ușă. Și iată și taful care a nenorocit drumul. Deci drumul e cam palmă. Bă, pe aici e mai bun decât drumul ăla de urcare. Mamă, ce miroase, alem proaspăt tăiat. Și mai multe lemne, utilaje. Dar chiar meserie partea asta de drum. Drumul ăsta mai bun. A fost poteca aia abruptă, plină cu pietre, cu lemne la început. Ne-a închinuit puțin. Dar pe aici e super. Aici o lăsăm aici că am dat din nou de noroaie. Dar măcar nu sunt alea de teafuzi. Iar aici, incredibil asfalt. Hai să vedem cum e ultima coborâre. Bă, dar ce vreme super tare am prins azi. Nu tu ploaie, nu tu nimic. Astfel că după 37 de kilometri, aproape 1300 de metri diferență de nivel urcați, iată că se încheie tura noastră din munții Cozia. A fost o tură care mi-a plăcut. O tură lejeră cu două mici excepții. Acea coborâre la începutul sălbăticiei și câteva noroi, dar nu mi-au pus foarte mari probleme. Doar am încetinit puțin pe acolo. Așadar, sper că v-a plăcut această mică aventură. Ne revedem în următoarea tură. Salutare!